Atunci când citim Scriptura, descoperim că Biblia ne spune că uneori Dumnezeu vorbește. De exemplu, în cartea Iov citim că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dumnezeu vorbește. Alteori Dumnezeu tace. În Psalmul 50, de exemplu, versetul 21, Dumnezeu spune: Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Dumnezeu vorbește și Dumnezeu tace. Ce se întâmplă când Dumnezeu tace? Citim Biblia, descoperim că atunci când Dumnezeu tace. Nu este absent. Tăcerea lui Dumnezeu nu înseamnă absența lui. Când Dumnezeu tace, nu înseamnă că nu-i pasă de ceea ce se întâmplă. Tăcerea lui Dumnezeu nu este nepăsare. Când Dumnezeu tace, nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează. Tăcerea lui Dumnezeu nu înseamnă neimplicare. Când Dumnezeu tace, pregătește următorul capitol din planul cosmic al lui Dumnezeu. Biblia ne spune că Dumnezeu a întemeiat un plan înainte de a crea lumea și conduce Universul, conduce lumea după planul acela. Când Dumnezeu tace, Dumnezeu pregătește capitolul următor. Când citim Biblia, descoperim că Vechiul Testament se încheie cu Cartea Maleahi, în jurul anului 400 și ceva înainte de Hristos. Maleahi este ultimul profet al Vechiului Testament. De la Maleahi până în Evanghelia după Luca, la capitolul 1, sunt aproximativ o, o perioadă de timp de 400 de ani. 400 de ani de tăcere. În acești 400 de ani, Dumnezeu n-a vorbit deloc. Cerul a fost tăcut. Ultimul înger care a venit de la Dumnezeu cu un mesaj pe pământ a fost în vremea lui Daniel, cu 500 și ceva de ani înainte de Hristos. Din vremea lui Daniel, niciun înger n-a mai coborât din cer. 400 de ani de tăcere. Ce pregătește Dumnezeu? Capitolul următor din planul lui cu universul acesta și cu istoria omenirii. În capitolul 1 din Evanghelia după Luca, Dumnezeu rupe tăcerea. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu trimite mesageri din cer. Mesajul pe care îl trimite Dumnezeu când vorbește este despre capitolul următor, cel mai glorios capitol din istoria omenirii. Este capitolul pe care l-a anunțat Dumnezeu când a vorbit prin profeți în Vechiul Testament. Este planul pe care Dumnezeu l-a ținut până la împlinirea vremii după calendarul cerului. Este vorba despre planul lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii. Ce plan are Dumnezeu cu noi? Și în capitolul 1 din Evanghelia, după Luca, Dumnezeu ne explică planul lui. Planul acesta a fost atât de captivant pentru profeții Vechiului Testament, încât Apostolul Petru ne spune în capitolul 1 din întâia epistolă, că prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care avea să fie urmată. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Capitolul acesta, pe care îl anunță mesagerul cerului, a fost ținta cercetărilor profeților Vechiului Testament. Voiau să afle cum se va desfășura capitolul acesta? Ce va cuprinde? Ba mai mult, ne spune Apostolul Petru, îngerii din cer se uitau atent să vadă cum duce Dumnezeu istoria. Cum va rezolva Dumnezeu mântuirea omului? Și acum, dintr-o dată, Dumnezeu vorbește. Dumnezeu ne explică ce va conține capitolul următor și cum se va desfășura. Și alege să trimită mesajul acesta printr-un înger, îngerul Gavril, Și Îngerul Gavril nu se duce la Roma, la Cezar August, nu se duce la Ierusalim, la Irod, nu se duce la templul, la marii preoți, și cineva a zis, nu s-a dus nici măcar la primarul orașului sau satului Nazaret, dacă o fi avut primar. Dumnezeu nu s-a dus la oamenii cu vaza vremii, ci Dumnezeu își anunță planul lui într-o localitate obscură, la o fecioară necunoscută, anonimă până atunci. Și Dumnezeu vorbește. Ce se întâmplă când vorbește Dumnezeu? Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Primul lucru pe care îl aduce Dumnezeu când vorbește este harul. Plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Dumnezeul nostru este Dumnezeul harului. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar ce este harul? Harul este un favor nemeritat. Darul este nemeritat. Dumnezeu ne dă ceva ce nu merităm. Și nici nu putem obține altfel. Harul nu este ceva ce merităm și harul nu este un împrumut pe care ne-l face Dumnezeu ca să-l dăm înapoi. Harul este un dar, un favor, nemeritat. Dacă nu ai darul acesta, ai pierdut totul. Dacă n-ai darul acesta al harului, ai pierdut totul. Aici și veșnicie. Dacă ai darul acesta, ai câștigat totul aici și în veșnicie. Și singura posibilitate să ai acest dar, acest har, este să ne-l ofere Dumnezeu. Și când Îngerul lui Dumnezeu se înfățișează înaintea Fecioarei Maria, anunță Harul lui Dumnezeu, plecăciune ție care i-ați -ți făcut mare har. Când teologii se uită la doctrina Harului, ne spun că Harul lui Dumnezeu este de două feluri. Darul lui Dumnezeu pe care nu-l merităm, favorul lui Dumnezeu pentru noi oameni este de două feluri. Harul general. Harul general se referă la tot ce Dumnezeu ne dă de bunăvoie, nemeritat, pentru viața noastră biologică. E harul general dat de Dumnezeu tuturor oamenilor pentru viața biologică, viața de aici, de pe pământ. Când Domnul Isus a explicat harul acesta general, a spus, Tatăl vostru care este în cer, face să răsare soarele lui peste cei buni și peste cei răi. Adică harul acesta general al lui Dumnezeu se dă tuturor oamenilor, indiferent de starea lor morală și spirituală. Ba mai mult, spune Domnul, face să vină ploaia lui din cer și peste cei buni și peste cei răi. Adică Dumnezeu dă toate lucrurile de care avem nevoie pentru viața aceasta în harul lui general. Suntem astăzi în viață datorită harului general al lui Dumnezeu. Ne-a dat astăzi oxigen ca să respirăm, aer, ne-a dat apă ca să bem, ne-a dat mâncare ca să putem duce viața mai departe, ne-a dat Dumnezeu sănătate să ne putem mișca, ne-a dat Dumnezeu un acoperiș deasupra casei, capului. Ne-a dat Dumnezeu o familie. Ne-a dat Dumnezeu atâtea lucruri și spunem, Doamne, mulțumim frumos. Darul acesta este atât de generos încât Dumnezeu îl dă și celor care îl blestemă. Dumnezeu dă darul acesta celor care îl neagă. Celor care îl jocoresc, Celor care disprețuiesc. Sau celor care vor să se facă proprietari pe harul general al lui Dumnezeu. E harul general. Dar Biblia spune că Dumnezeu are și un alt fel de har. Este harul special. Harul special se referă la darul lui Dumnezeu pentru viața veșnică, nu pentru cea biologică. Cea biologică este în darul harul general. Dumnezeu are un har special care are de-a face cu viața veșnică, viața dincolo de lumea aceasta, viața care este din Dumnezeu. Și darul acesta este dat de Dumnezeu oamenilor atunci când Dumnezeu anunță planul lui. Plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Maria a beneficiat de harul general și acum îngerul lui Dumnezeu anunță că Dumnezeu îi oferă harul special. Harul mântuirii. De aceea, când Maria răspunde mesajului împreună cu Elisabeta, spune: Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu. Dumnezeu, mântuitorul meu. Este harul general și este harul special. Și acum îngerul anunță că Dumnezeu îi face har special. Ți să a făcut mare har. Și explică modul în care se desfășoară harul. Dumnezeu este... Dumnezeu este cu tine. Harul acesta al lui Dumnezeu se dă în prezența și în cu El nu este ceva ce îl cumpărăm de la supermarket. Nu este ceva ce te duci la biserică și plătești ca să iei darul acesta să te duci acasă cu el. Este ceva ce Dumnezeu îți dă oferindu-l cu el. Plecăciunii ție căreia ți s-a făcut mare har. Dumnezeu este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Și Maria a zis, sufletul meu preamărește pe Domnul. Mi se bucură Duhul în Domnul Mântuitorul meu. Am înțeles ce mi oferă Dumnezeu. Dragul meu, în seara în care sărbătorim nașterea Mântuitorului, Dumnezeu oferă har tuturor oamenilor. Pentru că Biblia spune, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu nemeritat. Nu-l poți obține altfel dacă nu l-ai la pierdut totul. Dacă l-ai la câștigat totul. Dar nu-l poți avea decât dacă Dumnezeu ne-l dă în dar. Ai primit darul acesta. Ai primit darul? Când Dumnezeu vorbește, oferă har și ne vindecă de frică. Tulburată mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Și îngerul i-a zis, nu te teme, Marie. Nu o să vă rog să ridicați mâna, câți dintre dumneavoastră vă considerați fricoși? Vă rog să nu ridicați mâna. Mai ales să nu vă vadă copiii. Frica este o emoție puternică în fața unui pericol real sau imaginar. Frica este o emoție puternică în fața unui pericol real sau imaginar. Emoția aceasta este însoțită de accelerarea bătăilor inimii. Când te prinde emoția aceasta a fricii, inima bate și urcă la 180 pe minut. Dureri în piept. Transpirație. Respirație întretăiată. Frisoane. Tremurături. Dureri în stomac. Senzație de greață. Senzație de leșin. Senzație că te lasă puterile. Frica este o emoție atât de puternică încât este însoțită de o furtună neurovegetativă. Și când Dumnezeu ne vorbește, vrea să ne vindece de frică. Acum, psihologii ne spun că frica este de mai multe feluri este o frică în limitele normalului atunci când evaluezi corect un pericol real. Când ești față în față cu un pericol real și îl evaluezi corect, frica este o reacție normală și te ajută să iei măsurile de protecție. De exemplu, dacă ești acasă și ai uitat, aragazul a prins și oala pe aragaz și dă ce oală dă peste margini și începe să ia foc. Ce zici? Să și zic, ce bine că am foc în casă. Sau este reacția aceea de frică, să nu-ți a foc toată casa, evaluezi corect și ei măsurile de protecție. Cineva a dat următorul exemplu cu un om mai slab de judecată care s-a dus să dea examen pentru funcția de impegat de gară. Și examinatorul întreabă, Ion, ce faci dacă ești de serviciu? Și vin două trenuri în viteză, din direcții opuse pe aceeași linie. Și eu se gândește și spune, m-aș duce acasă să o chem pe Maria, că așa accident de tren n-a făc... văzut ea de, de când e în lume. Deci frica normală, în limitele normale, te ajută să evaluezi lucrurile, să iei măsuri de protecție înțelepte. Dacă scrie câine rău, iei măsuri, așa -i? Dacă scrie, atenție, drumul necos, Ești cu atenție. Dar dincolo de frică aceasta normală, este o frică imaginară. Se numește anxietate. Anxietatea este frica să nu ți se întâmple ceva rău. Sunt oameni care au frica aceasta în ei și tot timpul trăiesc cu senzația că se va întâmpla ceva rău. Și sunt frământați toată ziua. Au o neliniște la untrică. Se tem că dacă a întârziat copilul la școală, dacă a avut accident, dacă n-a ajuns soțul la timp, oare ce s-a întâmplat? Dacă spune copilul că îl doare capul, Oare, oare n-are boala aia grea? Nu spun ce boală să nu le intre la copii în cap. Sunt oameni care se frământă tot timpul. Este această neliniște însoțită de tensiune lăuntrică. N-ai liniște nici ziua și nici noaptea. E o frică imaginară. Se frică de frică. Este o frică imaginară pe care ți-o cultivi și gândul tău frământă mereu, mereu lucrurile acestea, și ești chinuit mereu, mereu, n-ai o clipă de liniște. E frică imaginară care te chinuie și te chinuie fără niciun beneficiu de rezolvare a vreunui probleme, că totul e imaginar. Există o altă formă de frică denumită fobii. Fobia, spre deosebire de anxietate, este frica de ceva real dar care nu-i nici pe departe atât de periculos cum ți se pare ție. De exemplu, vă rog să nu ridicați mâna, stimate surori, la câte dintre dumneavoastră vă e frică de paianjeni? Vă rog să nu ridicați mâna. Vezi un paianjen care este atât cât o gămălie. Și intră o spaimă și țip de parcă ți-a intrat un crocodil în casă. La alții le este frică de spații închise, de spații mici, închise. Le e frică să urce în lift. Eram la o conferință internațională și eram împreună cu un alt predicator dintr-o altă țară și îl invit dimineața să mergem la micul dejun și restaurantul este la ultimul etaj, la etajul 49. Și el îmi spune că n-ar veni la masă dacă-i aduc eu ceva. Sigur că da, dar nu mai bine mănânci acolo. Dacă este un croissant sau ceva, vino, nu mai bine, adu-mi și mie ceva. Ia mă adus ceva. Două zi dimineața la fel. Nu vin, adu-mi și mie ceva. Așa că mâinile așa, spune adevărat, de ce nu vrei să vii? Și de ce nu o să râzi de mine? Depinde ce îmi spui. Mi-e frică să mă urc în lift. Simt că mă sufoc. Dacă e spațiul ăla îngus, simt că mă sufoc. E claustrofobie. La alții le este frică de apă. Le e frică de apă. Sper că nu le este atât de frică încât să nu se spele. Dar e frică de apă. Și vă spun ce am pățit ca și păstor când având la catecheză un bărbat care, pe măsură ce ne apropiam de vremea botezului, era tot mai absent. Nu mai vine la botez. Trece vremea și începe un alt ciclu de cateheză și vine din nou. Și iar când ne apropiem de botez, nu vine. Și când a venit la al treilea ciclu de cateheză, l-am luat deoparte și a spus, puneți mi și mie despre ce e vorba. De ce nu veniți pentru botez? așa ați frate, Paul, mi-e frică de apă. E frică aceea care simt că mă paralizează. Numai la ideea că și intra în baptistier, mă prind de o teamă și am senzația că mor. Acum, în toată experiența de păstori pe care o avem, vă spunem că niciunul n-a murit la botez. Și apa în baptistier e atât de potrivită încât și să vrei nu te poți înneca în ea. Dar frica de apă este frica aceasta care paralizează. La este frică de una, la este frică de alta. Este această fobie. Mai este o formă de frică. Îi zice atacul de panică. Atacul de panică este o senzație de frică, vine așa pe neașteptate și te prinde un sentiment de moarte iminentă. Trăiești spaimele morții, simți că ți se întrerupe respirația, simți că inima nu mai rezistă, simți că te scufunzi, tremuri și te ia un sentiment de neliniște atât de puternic, încât nu mai știi ce să faci. Și foarte mult sună la 112. Și vin niște consultă și spune că e atac de panică. Este un atac de panică cu frica de moarte. Acum, în spatele tuturor formelor de frică, elementul care le adună pe toate la oaltă este frica de moarte. E cel mai mare pericol care ne paște pe noi oamenii muritori. Frica de moarte. Și când vine Domnul Isus și vorbește, și vine Îngerul Dumnezeu și vorbește, Maria s-a înfricoșat, tulburată, este frământată de ceea ce se întâmplă și aude. Când îngerul apare la Zaharia, Zaharia trăiește acea sentiment de teamă. Când Îngeri vin la păstori, păstorii trăiesc acela sentiment de teamă. Ești în prezența a ceva ce nu poți controla. Numai că Dumnezeu n-a venit să ne sperie. Dumnezeu a venit să ne vindece de sperietură. Și spune, nu te teme, Marie, că ce ai căpătat în durare înaintea lui Dumnezeu, ai căpătat har. Marie, Dumnezeu n-a venit să te lovească, Dumnezeu n-a venit să te nimicească, Dumnezeu a venit să te binecuvinteze, amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu este binecuvântare în prezența lui. Domnul este cu tine, Marie. E prezența lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este prezent cu noi, Apostolul Pavel spune, dacă Dumnezeu este pentru noi, zice ce urmează. Cine va fi împotriva noastră? Dacă Dumnezeu este cu noi, cine se poate atinge de noi? Asta înseamnă că protecția noastră de orice ar veni, de orice s-ar întâmpla, este asigurată de prezența lui Dumnezeu. Amin. Acum, dacă vă întreb, la cât vă este frică să rămâneți singuri noaptea acasă? Vă rog să nu ridicați mâna. Când eram copil, se întâmpla uneori să ne trimită părinții din capătul satului până la mătușa în mijlocul satului să mergem după ceva. Și era câte o porțiune de drum în care nu era nicio casă și nu era nici sepenie de om. Știi cum treci pe acolo? Ce ziceți? Până când am învățat o cântare. Iisus e al meu tovară scump din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc, până sfârșitul vieții. Când merg pe un drum îndepărtat, ce urmează? Tu ești tot lângă mine. Nu te teme, Marie. Ai căpătat har. Ai căpătat îndurare. Nu te teme, frate și soră. Nu te teme, dragul meu. Că dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate să fie împotriva noastră? Asta îți dă o liniște extraordinară și te poți duce la culcare și zici eu mă culc și adorm în pace, că și numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Îngăduiți-mi să vă spun o întâmplare care m-a marcat în anii 80, pe la începutul anilor 80, 82-83. În vremea aceea era o lege în România că nu aveai voie să găzduiești cetățeni străini la tine acasă. Și într-o după masă am primit vizita unui misionar care a venit să vadă ce se întâmplă, să mă încurajeze, să se roage. Și când s-a înserat, m-a rugat să-l duc undeva unde este o pădure mare și să-l lasă să doarmă peste noapte în mijlocul pădurii. Și m-am uitat la el un pic ciudat și a spus, dar sunt în Oradea și hoteluri și putem rezolva. Și a zis, nu. Unde este o pădure mare, te rog să mă duci și să mă lași acolo și vii mâine dimineață să mă iei. Așa că am luat o mașină de la cineva că n-avea mașină și l-am dus la pădurea neagră. Numai că înainte de a pleca de acasă, am pus în por bagaj și un topor. Și când am ajuns acolo și l-am despachetat și a luat cortul lui, avea un cortuleț și bagajul lui, și și-a întins cortul, am luat și eu toporul din por și l-am dat. S-a uitat la topor, s-a uitat la mine și a zis, ce să fac cu el? A zis, dacă te atacă ceva în timpul nopții. S-a plecat pe genunchi și a zis, Doamne, acest copil al tău este încă stăpânit de frică. Eu îți mulțumesc că îmi dai harul să dorm noaptea aceasta în templul tău minunat. Și să dorm în mijlocul creației tale. Te rog să liniștești pe fratele meu. Să meargă acasă liniștit. Că eu petrec noaptea în prezența ta. Am plecat, m-am întors a doua zi dimineața, l-am găsit cu cortulețul lui strâns, stătea pe un lemn care căzuse, era cu Biblia în mână, citea și se ruga. Și l-am întrebat dacă n-a fost niciun pericol în timpul nopții. Și s-a uitat mirat la mine să spună, ce pericol dacă sunt în prezența lui Dumnezeu? Acum, cei care auziți explicația aceasta, întâmplarea aceasta, ziceți, Dumne, totuși nu e neînțelept. Nu e riscant. Omul acesta a învățat să trăiască cu Dumnezeu și să trăiască indiferent de vremuri și împrejurări. Am înțeles că dacă un fir de păr nu cade, nu o să vină nici vreun animal sălbatic. Ultima informație care m am avut-o despre el a fost că a fost arestat în Siberia. S-a dus în Siberia să ducă Bibliei la cei care erau deportați în gulagul sovietic. Și l-a prins KGB-ul și l-au arestat și am aflat la știri că l-au arestat și de atunci n-am mai aflat nimic despre el. Dar ideea este următoarea. Dumnezeu ne vindecă de frică, dar Dumnezeu ne dă minte sănătoasă să înțelegem care sunt primejdiile reale și care sunt lucrurile care sunt în responsabilitatea noastră. Când Dumnezeu ne mântuie, Dumnezeu nu ne face iraționali. Dumnezeu ne dă minte sănătoasă. Dar ne vindecă de frică. ți frică? În spatele tuturor fricilor este frica de moarte. Știți care e vindecarea finală pe care ne-a dat Dumnezeu? Ea de la noi frica de moarte. Am stat lângă oameni care au plecat din lumea aceasta acasă la Domnul. Mi-aduc aminte de experiențe înfiorătoare din frumusețea lor. Când cel sau cea care pleca. Și-a deschis ochii spre cer. Și s-a rugat și a spus, Doamne, primește-mă în brațele tale. Biblia ne spune că în Ștefan era pe punctul de a fi martirizat. Și-a ridicat ochii și a văzut cerul deschise și pe Fiul lui Dumnezeu strângând în picioare la dreapta Tatălui. Nu te teme, Marie, Dumnezeu este cu tine. Și apoi ne spune că vei naște un fiu care îi vei pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu oferă har când vorbește. Dumnezeu aduce vindecare atunci când vorbește. Ne vindecă de frică. De frica morții. Pentru că avem păcatele iertate, numele scris în cartea vieții și viața veșnică. Și știm că atunci când plecăm de aici, ne ducem acasă la El. Dar când Dumnezeu vorbește, mai face ceva. Se mai întâmplă ceva. Dumnezeu ne invită să participăm împreună cu El la lucrările miraculoase ale Harului Său. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, că ai căpătat în durare înainte lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu care vei pune în numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Israel în veci de veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Dacă vă uitați la text, de la versetul 28, la 30, tot ceea ce transmite Dumnezeu este la timpul trecut sau la timpul prezent. Ai căpătat în durare, Dumnezeu este cu tine. Nu te teme că ce ai căpătat în durare. Tot ce vorbește Dumnezeu este la trecut sau la prezent. De la versetul 31 se schimbă. Și iată că vei rămânea. Iată că vei naște îi vei pune numele. Va fi mare, va fi chemat fiul celui preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da. Și întreb pe copii, la ce timp sunt verbele de aici? Vei, va, la viitor. Deci toți profesorii de limba română, vă rog să le dați nota 10. Dintr-o dată se schimbă timpul. E la viitor. Dumnezeu deschide înaintea Mariei cel mai extraordinar capitol din planul lui de mântuire. Maria este invitată să facă parte din planul glorios, supranatural al lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune: va fi o zămislire supranaturală, va naște un copil supranatural, va face lucrări supranaturale, totul e miraculos. Totul este atât de glorios, Marie. Harul Dumnezeu te scoate din lucrurile Pământului și te duce în planul Cerului. Și Dumnezeu o invită să facă parte din această lucrare pe care numai Dumnezeu o poate face. Și în fața supranaturalului, în fața miraculosului. În fața ceea ce Dumnezeu anunță că va face. Maria are problema pe care o avem și noi când Dumnezeu ne confruntă cu planul lui miraculos. Și Maria a zis: Cum se va face lucrul acesta? Că nu pot să-i dau explicație naturală. Cum se vor face toate aceste lucrări supranaturale că nu am explicație naturală? Acum, frați și surori, lucrurile supranaturale nu au explicație naturală. Lucrurile supranaturale au explicație supranaturală. Dumnezeul nostru este Dumnezeul cerului și al pământului. Și Dumnezeul nostru este Dumnezeu minunat. Și conduce lumea naturală cu legile ei și conduce lumea supranaturală cu legile ei. Și când Dumnezeu lucrează în planul lui ca să ne scoată din robia pământului, Dumnezeu face lucrări supranaturale. Acum rețineți, lucrările supranaturale ale lui Dumnezeu nu sunt iraționale. Sunt supranaraționale. Nu iraționale, ci supraraționale. Sunt deasupra capacității noastre de a gândi la nivelul infinit a gândirii lui Dumnezeu un bun cunoscut al nostru și prieten al Bisericii și a Universității Emanuel, pastorul Adrian Rogers, a fost în anii 90 aici, a crescut lângă un mare predicator din America, renumit pentru capacitatea lui deosebită, un om cu capacitate intelectuală, cu o cultură imensă, pastorul Argili. Când Argili, ajuns pe rampa de plecare spre veșnicie. Adrian Rogers s-a dus să-l viziteze, au stat de vorbă și într-un gest de apreciere pentru R.G. Lee, Adrian Rogers a spus, Dr. Lee, nu știu cum aș face să iau creierul tău și să-l pun în capul meu. Adică să iau toată înțelepciunea ta, toată cultura ta, toată priceperea ta, tot ce ai adunat cum aș putea face să le pun în capul meu? Și argilii, sau uita și a spus Adrian, ce, cer, ce încerci tu să explici este ca și când ai vrea să pui un pian cu coadă într-un dulap. Un pian cu coadă nu intră în dulap. Ca să explice următorul lucru, fiecare Dumnezeu i-a dat măsura lui. Dar, dragii mei, când este vorba de gândurile lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, ele sunt dincolo de rațiunea umană, slăvit să fie Dumnezeu. Maria stă față în față cu oferta lui Dumnezeu la ceva supranatural și spune, cum e posibil așa ceva? Și Dumnezeu îi spune, lucrările supranaturale ale lui Dumnezeu se fac cu mijloacele supranaturale ale lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu se va coborâ peste tine și puterea celui preanalte te va umbri. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Lucrările pe care le anunță Dumnezeu se fac cu resursele lui Dumnezeu, cu mijloacele lui Dumnezeu și ele sunt mijloace dumnezeiești. Maria este doului Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Întrebare. La asta vă rog să ridicați mâna. Cât s-a fost duminică dimineața când fratele Doru a predicat despre nașterea din nou din Ioan 3? Mâna sus, cei care a fost. Mulți au fost, puțini de-am rămas. Cine a explicat fratele Doru folosind următorul exemplu din Ezechiel? Când Dumnezeu ia pe Ezechiel și îl duce în valea oaselor și Dumnezeu îi cere lui Ezechiel să se plimbe prin valea aceea cu schelete uscate și dezmembrate. E o scenă care te înfioară. Și Dumnezeu îl întreabă Ezechiel. Am o întrebare. Ce crezi? Vor putea oasele acestea să învie sau nu? Ce răspuns dai la întrebarea aceasta? Vor putea oasele acestea să învie sau nu? Ce zici copiii? Cum se răspunde la întrebarea asta? Da sau nu, așa -i? Deci întrebarea aceasta este simplă și se răspunde cu da sau nu. Numai că Ezechiel este student evreu. Și ca student evreu, în loc să răspundă cu da sau nu, spune interesantă întrebare, doamne. La întrebarea asta numai tu ai răspunsul. Asta mi-aduce aminte de un student care, la examen, a scris Eu nu știu nimic, Dumnezeu știe totul. Și profesorul a scris pe lucrarea lui Nota 10 pentru Dumnezeu, cu tine ne vedem în toamnă la reexaminare. Dumnezeu întreabă, Ezechiel vor putea oasele acestea să învie? Și Ezechiel spune, tu știi. Dumnezeu spune, bun. Dacă știu, atunci uite care e tema ta de casă. Tema ta de casă este să ții o predică la oasele astea. Să le ții o predică și să spui, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Imaginați-vă ce înseamnă să începi predică așa, oase uscate. Noi începem, cu frați și surori, dragi musafiri, vizitatori, așa -i? Ezechiel nu are în fața lui nici frați, nici surori, nici musafiri, nici prieteni. Are o vale cu schelete uscate și spune, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Dumnezeu. Și în timp ce predică și spune cuvintele lui Dumnezeu, știți ce s-a întâmplat? Oasele au început să se miște. S-au adunat la altă și au format schelete. Au crescut vasele de sânge. Au crescut mușchii și celelalte țesuturi. Le-a acoperit pielea. La puterea cuvântului lui Dumnezeu, oasele oscate iau formă de trupuri. Și Dumnezeu spune Ezechiel. Acum ține a doua predică. Și în predica a doua, cheamă Duhul să vină să sufle peste aceste oase. Și Ezechiel ține a doua predică și invocă Duhul. Și la invocarea Duhului, suflă Duhului Dumnezeu peste valea aceea și dintr-o dată intră viață și este o armată puternică. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhului Dumnezeu. Marie este lucrare supranaturală. Nu încercați să o explicați natural, prin partenogeneză sau orice altă tehnologie naturală. Hristos a născut din Fecioara Maria supranatural. E Fiul lui Dumnezeu. Maria e chemată să fie parte din această lucrare, dar mijloacele și planul este al lui Dumnezeu. Aceeași lucrare, supranaturală, Vrea să o facă Dumnezeu în noi când ne aduce de la moarte spirituală la viață spirituală. De la necredință la credință. De la oameni care ne-am născut și trăim doar în lumea aceasta, Dumnezeu vrea să ne nască din cer pentru lumea cealaltă. Și folosește aceleași metode. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Și când fratele Dora a explicat nașterea din nou, a explicat că la ceea ce Dumnezeu face, răspunsul nostru este prin credință. Ce înseamnă credință? Îi dau dreptate lui Dumnezeu că e Dumnezeu. Cred că Dumnezeu, ceea ce promite Dumnezeu, poate să facă. Și îi spun lui Dumnezeu, Doamne, facă-se voia ta în viața mea precum se face în cer. Pentru că Maria când a înțeles, că toate lucrurile acestea sunt supranaturale, cu mijloace supranaturale, Maria a zis, iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Maria spune, Doamne, eu sunt roaba ta. Eu sunt creatura mâinilor tale. Doamne, la tot ceea ce mi-ai spus, la tot ceea ce ai făcut, la tot ceea ce vrei să faci, Doamne, cuvintele pe care le-ai spus, împlinească-se în viața mea. Și Maria intră în această lume supranaturală și se prin Duhul Sfânt și îl poartă pe Fiul lui Dumnezeu și îl naște după trup pe Fiul lui Dumnezeu. Și vine în lumea noastră, Mântuitorul Lumii. Ca să poată spune Îngerul, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Este oferta lui Dumnezeu. Sărbătorim nașterea lui. Dar este oferta lui Dumnezeu în har, în vindecare de frică. În lucrări supranaturale ale nașterii din nou, ale iertării păcatelor, a mântuirii noastre. Care va fi răspunsul tău? Ie harul lui Dumnezeu care este un dar, un favor nemeritat.